Bună ziua, domnule Greu, Eugen Călinoiu, directorul al Direcției Generale ale Finanțelor Publice 2. Vă voi adresa câteva întrebări care interesează în mod direct craiovenii și dorjenii. Ce va aduce nou anul 2012 privind fiscalitatea? Din punct de vedere al fiscalității, anul 2012 va aduce în primul rând o mai bună colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului, prin ceea ce înseamnă creșterea gradului de conformare voluntară al contribuabililor persoane juridice și o mai bună disciplină fiscală și financiară a persoanelor fizice. De asemenea, obiectivul Direcției Generale a Finanțelor Publice pentru anul 2012 este și prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în domeniile prioritare și de risc maxim în ceea ce înseamnă această formă de fraudă fiscală. Vom menționa aici comerțul cu produse cerealiere, comerțul cu produse agricole atât în stare proaspătă cât și în altă formă. Mergem cât și mai mult, extinzând puțin și pe ceea ce înseamnă tot ceea ce ține de agricultură. Se pare că în această zonă există o idee de a crea cât mai mult plus valoare și există și premizele unei nefiscalizări a veniturilor care provin din această activitate. Cum va evolua economia în 2012, atât în România, cât și în Europa, din punctul dumneavoastră de vedere? Avem speranța că la nivelul României, până acum s-au luat toate măsurile care se impuneau, astfel încât criza economică care a afectat atât Statele Unite ale Americii, cât și ulterior Europa, să nu ne prindă nepregătiți, să sperăm că nu vom avea de suferit prin prisma a ceea ce înseamnă legăturile comerciale cu statele membre din Uniunea Europeană care au de suferit acum și poate în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat în urma crizei, care se pare că a căpătat unele valențe și în alte state europene. Prin acțiunile pe care le-a întreprins Guvernul României și în special Ministerul Finanțelor Publice, cred că suntem pregătiți să nu avem de suferit în anul 2012, să fie asigurate toate veniturile necesare pentru a acoperi cheltuielile bugetare pentru anul 2012 și când spun asta mă gândesc la tot ceea ce înseamnă partea de salarii ale bugetarilor, pensii ale celor care beneficiază de acest lucru și orice alte ajutoare care se acordă celor care au nevoie de ele. Mergem pe un deficit bugetar de până la 1,9%, să sperăm că vom avea și o revigorare a altor domenii care în anul 2009 și 2010 au avut de suferit și când spun lucrul acesta mă gândesc în primul rând la investițiile în infrastructură, în construcții și dacă vom avea puțin noroc și vom avea un an agricol la fel de bun ca anul acesta, cu siguranță că vom termina anul 2012 în prevederile bugetare pe care le-am propus, respectiv 33,7% din produsul intern brut și într-un deficit bugetar de până la 1,9%. Sunt mulțumiți dorjenii de instituția pe care o conduceți? Cu siguranță că nu pot să spun că sunt mulțumiți întru totul. În primul rând, nu sunt eu mulțumit pentru că îmi doresc ca în relația cu contribuabilii, funcționarii publici să aibă o altă atitudine, o atitudine mai elegantă, să-i spunem așa, care să denote o civilizație în ceea ce înseamnă relația dintre contribuabil, contributor și funcționarii statului și nu voi avea liniște, să spunem așa, până când nu se va crea un sistem în care funcționarul public să fie într-adevăr în slujba cetățeanului și să înțeleagă că, lucrând în acest domeniu bugetar, banii și remunerația pe care o primește în fiecare lună vin de la cei care muncesc și creează plus valoare
și în atare condiții trebuie să respecte pe orice contribuabil, indiferent de că este persoană fizică, persoană juridică sau orice altă persoană care are calitatea de contribuabil. Care este gradul de colectare al impozitelor în județul Doj? Pe primele 11 luni ale anului 2011, gradul de colectare la nivelul județului Dolj este undeva în jurul a 95% din prevederea pe care am avut-o pe aceste 11 luni ale anului. Această diferență de nerealizare de plan, să-i spunem, de 5%, se datorează în primul rând faptului că în primele luni ale anului 2011 am avut o încărcătură destul de mare pe ceea ce înseamnă acest plan de colectare în condițiile în care la începutul anului au migrat către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili ca și structura ANAF-ului un număr foarte mare de agenți economici de bună calitate și cu pondere însemnată la bugetul general consolidat. Pe parcursul anului 2011 ne-am revenit și sperăm ca acest grad de colectare până la sfârșitul anului 2011 să crească. Să nu uităm un lucru, ca pondere în bugetul general consolidat al statului, județul Dolj, dintre județe mă refer, este al 9-lea contributor, în condițiile în care, din punct de vedere economic, județul Dolj nu este unul care să poate să creeze mai mult. Nu avem nici investiții foarte mari, dar ce este foarte important și este de apreciat este faptul că avem un număr însemnat de agenți economici din categoria întreprinderilor mici și mijlocii, iar acestea, din punctul meu de vedere, sunt baza pe care se poate consolida un buget solid și o economie pe măsură. Domnule Crinoiu, vă mulțumim pentru răspunsuri și așteptăm părerile cititorilor Radio Doj și Bulgaru.ro vis-a-vis de acest interviu. Și eu vă mulțumesc.